Da, de la bancă? Să-mi actualizez datele, că altfel îmi șterg conturile? Da, numărul cardului, data de expirare, bun. Fără să știe, Daniel a fost victima unui atac de phishing. Mailul nu era de la bancă, iar acum contul lui e gol. Banca nu cere datele cardului, studiază linkurile suspecte și nu da click, nu ceda la presiune. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum te protejezi de fraude cibernetice. O campanie inițiată de Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Asociația Română a Băncilor.